Ferete, dacă nu m-a ajuns să intru peste ea, o să mai pe conștiință, zic. Cum să te ajung, Matiescule? Ca să-mi afli de la Hasan de ce a părăsit-o pe Emuța. Cum să aflu, nebunule? Că ea îl torturează două ore și n-a scos nimica în micuța de la trânsul. Păi da, dar tu o să-ți folosești paranormalele, că deja l-ai pus în funcțiune. Ai aflat tu prin ușă că ea nu fac nimic. Ia gândește-te dacă intri acolo și-l atingi pe Hasan. Păi știi toată viața, bă, de când l-a fătat măsa. Sau, în fine, de când cu politica lui Correctly asta, să lăsăm și alte variante. Și până la urmă, mie nu mi-e frică pentru mine, mă. Mi-e frică pentru tine, mă, Radule. Că dacă ar afla bebe că i-ai necinstit fata, păi tu-ți dai seama că ți-ar lua gâtul din prima? Tu vrei să rămân fără cel mai bun, cel mai bun om al meu, cel mai descurcăreț om din Next Gen, cel care poate într-un viitor apropiat sau cât mai îndepărtat să-mi ia locul cu mândrie, să fiu și eu mândru, hă? Vă mulțumesc, șeful, pentru atâta grijă și apreciere, dar să știți că eu mă descurcam singur, că sunt de-a lui, sunt din cartier, știu cum e cu treburile astea. Da? Atunci ce mai stai, mă, Răducule? Du-te, mă, și cere acordul, mă! Că dacă ți-l dă, nu o să mai ai nevoie nici de promisiunile mele, nici de dovezi pentru creanga, nu o să mai ai nevoie de nimic! Păi dacă zice bebe că ți-o dă, o iei și gata! Că ea este obligată să se supună ordinului părintesc, pentru că așa e la ei! Șefu, vezi că crenguța nu e din familie de romi! Dar cine s-a referit, mă, la etnie? Eu m-am referit la faptul că așa e la interlopi. Adică ce zice șeful clanului e sfânt. Răchițel, nu mă interesează amoarele fiică-mii să se iubească cu cine vrea ea. Mă bag. Vreau să fiu un tată modern, nu un băgăcios care face stres copilului. Stai liniștit că nu o să îndrăznească nimeni să-și bată joc de fata lui Bebe, recuperator, că semnează condamnarea. Hai, succesuri! Săt! Mamă, Barusale! Mersi mult! Hai că mă duc să arunc pe crenguța vestea cea mare! Dă-mi mâna! E de la? Aoleu, se lasă cu cerere în căsătorie? Ce, mă? Ce ești? Zi, ce ești? Spion rus? Mai rău. American? Are copil. Cu cine? Era să zic una... Cu cineva care n-am voie să vă desconspir că e informație clasificată și numai președintele trebuie să afle. Tu te-ai înțeles cu ăștia să mă convingeți că tu chiar ai copil cu albinuța? A, tu vrei să te torturezi serios ca să... O, dragul de tine! Eu nu mai înțeleg nimic. Mai bine. Păi, eu nu înțeleg. Hai, gata, ajunge. Ce treabă are asta? Ce albinuța? Dalia Stuparu? Să trăiți! Să trăiți! Că ne trebuiți! Ne trebuiți! Domnule președinte, permite să raportez. Vreau să vă semnalez o situație extrem, extrem de sensibiloasă. Poate. A mai omorât sceleratul ăla pe cineva? Situația s-ar putea să fie un picuț mai gravă de atât. Mult! Să nu-mi spuneți că vrea să mai candideze actualul la încă un mandat de președinte. Hasan este tatăl copilului lui Albinuța. Care Albinuța? Vecinul cu stupina, Dalia Stuparu. Uite, uite, uite ce ziceam. A venit să întrerupă contractul. Nu-i așa că nu mă mai lasă tata să o fac cu nimeni? Ba da, dar tocmai pentru că te lasă să faci cu cine vrei, de ce să nu o faci cu cineva care îți place? Adică cu mine. Bă, dar parcă tu nu erai interesat de... Ia uite-te la el, măi. Răducu, cine crezi că n-ar fi interesat să se înrudească cu bebe recuperator, a?
Îl omor! Îl termin, îl nenorocesc! Îl omor! Îl termin! Îl nenorocesc! Îl omor! Îl termin! Îl nenorocesc! Pe cine, mă? Pe Igor! Pe Mârlanu! Pe Hasan! De ce? Pentru că m-a lăsat fără Creanga! Pentru că m-a lăsat fără Emma! Pentru că m-a lăsat fără Albinuța! Stai n-ai printr-un loc! Că mă nebunești de cap! Și nu mai înțeleg! Ce naiba nu înțelegi? Nimic! 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 De unde zicea că nu i-a tras de Crenguța, când a aflat că tasul o lasă să se bage cu cine vrea, s-a băgat pe ea. Și cine l-a adus aici? Așa-ți trebuie. Nu eu l-am adus. Dar cine? Idiotul de Mârlanu. Nu e el ministru apărării. De ce a adus un mercenar în unitate? Păi și tot el a trimis-o pe Ema să recupereze pe mercenar? E bărbasul, cu acte. Hasan n-are nicio vină. N-are pe naiba. Păi dacă nu o călărea el pe Albinuța, aia nu intra în prenatal și eu nu rămâneam fără bunătate de șefă de protocol. Acum ce mă fac? Că campania virgulă bate la ușă. Cine mi-organizează, mă, mie agenda? Păi, tu mai folosești agenda? Ai rămas în epoca de piatră, prietene. Bă, cap de piatră. Agenda, adică programul întâlnirilor. Păi nu ți le stabilește Varvara? Ne stabilește Varvara. Aia nu o să-mi programeze nicio întâlnire, bă, ca să stau numai cu ea. Să mă călărească 24 din 24. Ai mai taie de ele de nedreac, păi fi doar măsar, dar ești chiar așa. O să inventa calul care galopează 24-24. Mai trebuie să te opești, să bei o apă, să rumegi o iarbă. Apropo, ai, vreau și eu. Apă? Nu, iarbă. Mărlane, băi, tu ai nebunit, mă faci drogat dacă aude cineva. Auzit de mult, de când ai zis că te călărești cu Varvara 24-24. Păi cine dragi poate să facă așa ceva fără să ia... Vorba aia, puterea ursului, nici măcar eu nu mai pot. Era o expresie, tântălăule. Evident că nu se poate 24 din 24. Ba, se poate, dar nu fără puterea ursului, că avem și noi o vârstă. Mai suntem mai danezi în călduri ca Răducu. Oricum, nici ăla nu poate fără oarecare ajutoare. Mânane, noi despre ce vorbim? Despre Răducu, că sigur a făcut rost de... puterea ursului. Vrei să vorbesc cu el să-ți dea ție? Ce să-mi dea, mă? Puterea ursului e surd, să o rup pe Varvara, să o desfigurezi. O, da, ce-ți dă ție impresia că aș avea eu nevoie, a? Mă pupă, mă, cum să zic eu ție, mă? După vârstă, toți avem nevoie. Nu e rușine să recunoști. Zii, vrei? Dar de unde știi tu care era Radu așa ceva? Are că trebuie să impresioneze pe Crenguța, că dacă nu, aia lasă cu închisoare, că e pretențioasă. Zi, vrei să vorbesc cu el? Zic că-s pentru mine, ca să nu te fac pe tine, dita mai președintele de rată. Nu vorbești cu nimeni, că n-am nevoie de nimic. Nimeni, nimic. Ai înțeles? Ieși. Ieși, mă, n-auzi. Am înțeles. Ce s-a întâmplat, șeful? Ce se întâmplă? Sufletului meu. A aflat și ăsta de problema mea. De unde? Păi de unde? Pe mine mă întrebi. Dar eu n-am zis la nimeni, jur. Uitați, să n-am parte de... De ce n-am parte eu acum? Păi de la Chiorete, de unde altundeva să știe. Dacă știe țața aia, știe tot satul. Eu am vrut să-i șterg memoria, dar dacă te-ai răzgândit, bine, mă duc acum? Prea târziu. Lasă că rezolv eu problema. Cu Chiorete sau cu... Cu ambele. Cel mai bun prieten al meu, nu? Da. E, atunci trebuie să mă scap de rachet. Bă, prietene, vezi că eu sunt avocat, nu killer. Păi de asta vorbesc cu tine, bă, prietene. Și cine a zis, mă, să-l omori? Îl facem și noi așa, dispărut puțin din unitate. A, se chestrăm un pic, nu? Băi, termină cu filmele astea ale tale, că noi nu suntem rachet ca ăla. Să dispară din unitate, adică îi dăm un ordin de interdicție să nu poată să se mai vadă cu Creanga, mă, ce e așa greu. A, și cum crezi că o să funcționeze treaba asta? Ce oprește, mă, pe Crenguța din a se duce să-l vadă?
A, sau îi dăm și un ordin de restricție de a mai ieși din unitate. Pe ce se bate? Nu. Da, un ordin de restricție așa, să nu poate să apropie la 1, 2... Neuroni, că vă că atât mai ai. Cine-ți mă tu să te bagi între doi îndrăgostiți? Te crezi pe vremea lui Romeo și a Julietei? Ah, ce vremuri. Știu, o ducem pe Crenguța undeva, unde să nu poate să vadă cu el. Da, mă, într-un magazin de haine de lux. Care alergie la fite? Băi, termină cu Caterinca, că eu vorbeam serios. Și vezi că dacă o pierd pe Crenguța, fac moarte de om. Tu vrei să mă vezi la pârnaie? Bă, n-ar fi o idee rea. Și ziceai că mi-ești prieten. Aruncă-mă peste gratii, bestie ce ești! Să nu te mai stresezi cu problemele mele. Mamă, ce filme ai în tine, Shakespeare. Nu la tine mă refer, la rachet mă refer. Că știi ce se întâmplă? Crenguța devine politician. Nu-și pune aia în pericol imaginea cu un pârnăiaș, înțelegi? Ce face fetele? Să distrează? Hai mă, că s-a legalizat acum, dar în armată nu prea ai voie. Mă rog, la ce gagi ce avem noi pe aici, vă înțeleg. Vezi că ți-a rămas ruși. Continuați, fără limbă! Bă, tu ai nebunit? Da, am nebunit și sunt nebun după Crenguța, dar știi deja. Mamă, te rog eu frumos, fă-i ceva lui ăla că e interlop, sigur găsești ceva cu care să-l înfunzi. Bine, mă, te ajut. Dar vezi că o să dureze ceva. Că până aprobă ea cazul, până se redactează sentința, mai durează. Și oricum, îmi trebuie o acuzație destul de gravă. În trafic de arme, droguri. Așa rău? Radule, tu ești sinucigaș. Vrei să mă întorc să-ți fac freza cu chestia asta? Nu-i Radu, este feblețea ta. Igor? Dă-mi drumul, te rog, că dacă ne vede președintele... Ei se face poftă și o să o facă fericită pe Varvara. Și cui o să-i fie recunoscătoare Sandibela Forever? Potolește-te cu chestiile astea, că termin cât ești tu de rachet. Vrei așa mai animalic, a? Ai, băi, mai Crenguțu. Înțeleg că-ți place cu forța, dar totuși m-ai lovit în obiectul muncii. Nu-mi place cu forța. Nu-ți place cu forța? Eu așa am crezut că tu vrei dragoste cu năbădâi, cu... Nu e nicio dragoste aici. Cum nu e nicio dragoste? Păi și ce-a fost poate... Deci cretinii aia te-au chemat aici ca să mă ții ocupată și să nu-i mai frec. Mm-hmm. Știi ce zic eu? Că e o țeapă mare pentru că nu ți-a reușit planul și să te duci și mătăluță la ei și să le transmiți toată treaba asta. Dar de fapt lasă că mă duc eu. Pentru că ador să le dau vești proaste. Exact cum sunt ei. Păi dacă domnișoara Varvara nu e interesată, înseamnă că poți să te ocupi de mine. Crenguță, dacă am zis nu, nu înseamnă nu. E, lasă că de multe ori nu înseamnă da. Asta e valabil la voi femeile. Hai mă! Crenguța, potolește-te! O să mă potolesc când te văd așa, că mi-au toate nebunile. Te spun lui Bebe! Dar nu mai bine faci tu, Bebe. Ce au fost toate astea? Teatru! M-am folosit de tine ca să scap de maidanezul ăla. Nu mai ții minte? Ți-am explicat că asta vreau să fac. Ai uitat? Nu ți-aduci aminte? Crenguța, înțelege, nu pot să te ajut. Radu mi-este prieten și n-am cum să-i fur iubita. Mă, dar nu sunt iubita lui. Ce e așa de greu de înțeles? Sunt patru cuvinte mari și late. Nu sunt iubita lui și nu-i fur nimic. Că doar ne prefacem. Unde rămăsesem? Hai, ia-mă și pe mine în brațe, că sigur e boschetarul ăsta pe aici și iar trage cu ochiul. Ce ți-am zis? Vezi? Hai, dă-i drumul de aici, că am ceva de vorbit cu iubițelul meu. Eu am crezut că tu te prefăceai ca să poți să scapi din Radu și să te combini cu mine. Țeapă că nu ești în sfera mea de interes, absolut deloc. Nu? Da, dar tot tu ai zis că pofta vine mâncând. Corect, doar că eu sunt la regim și dacă te mai apropii de mine, îți mai fac o omletă. Bă, Crenguțu, eu nu mai înțeleg nimic. Deci pe mine nu mă vrei, pe Radu nu-l vrei. Ești sigură că îți plac bărbații? Absolutamente sigură, doar că încă nu l-am întâlnit pe ăla care să mă facă să...
Să ce? E bune? E bune? Să nu spui că-ți place de jigăritul ăla. N-am ce să-ți zic ție, că doar nu ești sor mea să-ți spun toate intimitățile mele. Hai, ia și dă și tu cu asta, că nu te-ai rola degeaba în armată. Vezi că ăsta e bărbatul lui Emma. Vrei să-ți umfli aia botul? Da, asta vreau, că e la modă. Dacă pățește asta ceva, o să mă rupă, bebe. Am fost aici și n-am protejat-o. Răducule, mi-aș opti mie o păsărică, că, virgulă, posezi niște substanțe. V-a mințit șeful! Cine nenorocit asta să-i rup pliscu, spuneți-mi! Da, mă, liniști, că nu e o ia, e o expresie. Ah, deci e un păsăroi? Oh. E Igor, șeful, ăsta vrea să mă sape ca să scape de concurența la Crenguța, vă zic sigur. Ce, mă? Igor cu Creanga? Ce tu vorbești acolo, mă? Mă, tu ai consumat deja? Șefu, eu n-am consumat nicio substanță, deci să n-am parte de Crenguța dacă vă mint. Păi vi se pare, uitați-vă la mine, vi se pare că sunt de la devin de la 2 mai? Răducule, lasă teatru că eu am niște informații precise. Auzi? De unde ai substanțele? Și oricum, îmi trebuie o acuzație destul de gravă. E în trafic de arme, droguri. Așa rău? Cine sapă groapa altuia, cade singur în ea rachetele. Igor mi le-a dat șeful, că a vrut să fiu dealerul lui. Uite, ăsta-i nebun. Cum dracu să bagi așa ceva într-o unitate NATO? Și vă dați seama dacă aud americanii? Ăia care s-au luptat cu Escobar, care... Că doar ați văzut serialul Narcos, nu? Uh-huh. Deci eu vă zic așa, arestul e cea mai bună metodă, că prinde cel mai bine la presă. Și ați părea și intransigent așa. Bravo, Răducule! Uite, pe chestia asta te premiez ca de fiecare dată și țin-o tot așa. Ia! Mamă, șefu, încă o masă pentru mine? O masă întreagă? I'm back in business. A mea o să fie. Dar dacă și-a un glonț? Mătiescule, mă, tu ești puțin complet, fra-la-la. Mă, tu vrei să omori un om pentru... Că ai vers pe pereți. Oh, și ce aș urca calul ăla vers pe pereți. Mă rog, ia fa. Asta e liniștit că tot un calec eu. Matiescule, tu ești polițai, nu criminal. Dar n-am zis că omor pe nimeni, bă, Chiorete. Am zis un glonț tras cu cap, nu în cap. Că poate fi considerat o tentativă de omor al lui Putin împotriva Wagnerului. Că doar a început vânătoarea și Hassan e el mai căutat Wagner dintre toți, care are informații de la ruși și poate să le verse la NATO. Și atunci iese la sol. Da, ce anturaj am, Matias. Mă uit la tine și văd o beznă totală, Matiescule. Ești mai prost ca semnul întrebării bolnav. Măi, Matias. Mă, pe Putin ăla îl doare în Kremlin de Hassan ăsta al tău. Ia-mi și o întrebare. Cine o să tragă glonțul ăla cu cap? Mătăluță? Yes! Și ce te faci dacă nimeri și-l omori? Că știi că la tragere erai bâtă completamente. Te puneai să găurim noi ținta pe trageri ca să pară că ai nemerit-o și tu, mă, ca să nu ești nesatisfăcător. Dați să mă încurci, este jică contra. Mă, Ilarie, mă, Ilarie! Bună, noi nu am făcut cunoștință până acum, nu? Sigur, nu. Eu sunt Crenguța, actuală membră NextGen și viitoare ministra sănătății. Hassan, soțul actualei ministre a sănătății. O mai căsătorită? Da. Nu știam, scuze. Nu-i nimic. Și așa, n-am mai avut treabă de... În fine. Serios? Da. A rămas cu Gicu, tăticule. Chiorete, ia vină-mă puțin. Ia zi-mi. Vino că e interes național. Hai, atent. Ia atent. Dacă Hassan e spion rus, îți dai seama ce o să-i verse asta mică? Vezi că asta mica ta o să facă pocinogul mare? Că se dă la bărbatul lui văduva neagră?
Doamne ajută, Doamne ajută, în cazul ăsta nici nu mai e nevoie de glonț. Că asta o să rezolve tot. Hai, fugi și spune Emei, repede. Eu? Nu Ema? Mă, tu ce vrei acolo de vagabon? Păi da, bă, tu, că eu nu pot să-i spun, că nu o să mă creadă, că știe că vreau să o am doar pentru mine. Eu nu fac asta, că eu nu sunt stilist. Eu nu înțeleg ce vede la ăsta. Nu contează ce vede, important e că vede. Și Ema o să-l omoare. Păi asta nu e bine deloc. Pentru că în cazul ăsta o să mă omoare și pe mine Tasul. Și o să vă omoare și pe voi, cel mai probabil. Este forțe de ordine și n-ați împiedicat nenorocirea, cu toate cu anticipații. Mai, și de unde știi că o anticipam? A? A, de la mine. Ce face? Băi, Igore, de când se faci prostii de genul ăsta? Da. Mai bine te duci personal la Ema și spui că bărbatul s-a dat la creanga, nu invers. Ia auzi, mă, Matescule, flerul meu îmi spune că tu vrei să-ți fac treaba. Da. Adică să te scapi de arăbete ca să rămâi cu gagica. Da, da. Îmi pare rău, dar nu s-a întâlnit hoțul cu prostul. Bă, tu m-ai făcut prost? Acum? Da. Nu? Ba da, m-ai făcut că tu ești hoțul, că ești rachet. Și atunci cine a rămas singur eligibil pentru rolul de prost? Aud? E foarte greu să te contrazic, numai că de data asta tu ești hoțul pentru că vrei să mă prostești. Fii atent aici, eu nu-i spun absolut nimic Emei, pentru că asta este extrem de periculoasă când se enervează. Aoleu, aoleu, ce rachet ești tu, mă, fătălău, așa? Lasă-mă că mă duc să-i spun eu. Băi, 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 termine că declanșești dezastru. Dezastru? Să-mi trag una, intrăm în bunker, că asta este procedura în caz de dezastru. Mare dreptate ai. Mă duc să-l anunț pe Popăză că vine dezastru. Să fie niciun dezastru, rachetele. Păi, dar n-a crezut Ema vorba aia, povestea cu copilul Dalii. Dar aminte că Hasan ar vrea să-și facă un copil crenguței. Dezastru e numai în capul ăla al tău. Cred că de la substanțele alea pe care le iei. Și mai rău, le dai și altora. Iertați-mă, la ce fel de substanțe vă referiți? Lasă teatru, că știu din surse sigure. V-a zis Radu ceva? Aha, deci recunoști. Prezidente, este o mare minciună, vă rog să mă credeți. Să n-am parte De? Să n-am parte de crenguța dacă eu am vreun drog asupra mea. Bă, ce crenguța asta, mă? Ce a ajuns must-have-ul serialului, mă? Adică e mai importantă ca mine? Ia că o scot eu din distribuție, că... mă rog. Să revenim. Dar cine a zis ceva de droguri? Păi dumneavoastră ați spus substanții Dalia. Păi Dalia care te fac zmeu. Adică droguri, nu? Nu mă, care te fac zmeu, dar nu zmeu de la fetic care se învârte și peste tot. Nu, zmeu doar așa... în dormitor, înțelegi? Vă referiți la puterea ursului, am înțeles. Exact, la... Nu, nu, nu. Fără urși. E un subiect sensibil în perioada asta. Ne aude naibii cineva și ne s-au aruncat toate ONG-urile, dacă mă înțelegi. Vă referiți la puterea calului. Aha, am înțeles. Altceva. Uite, să-mi dai și mie o putere din asta, ca să văd și eu cam ce conține. Uite, să nu mă înțelegeți greșit, dar nu am nici de asta. Stai așa un pic, adică, bun, puterea ursului e interzisă, dar puterea calului... Bine, nu, eu... Nu ai, că, păi, stai puțin, că ai zis că ai. Nu, 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 eu am spus doar că am auzit de el, dar nu că am. Dar dacă aveți nevoie, vă fac rost. Eu? Eu? Doamne, cum să am eu nevoie, Doamne, ferește, eu n-am nevoie nici de puterea ursului, că e interzisă cu ONG-urile, nici de puterea calului, de... Dar, poți să aduci acolo, măcar puterea iepurașului luată de la cal, să-i o dau lui ăsta micu, mă, lui iepurașul, lui Răducu, mă. Da, el... Mă, puștanii ăștia, cum sunt ei teribili, sigur o să vrea să o impresioneze pe crenguța și o să-i trebuiască să dau și noi acolo
Și mai ales că vreau să totuși să o verific, să nu cumva să dea efecte adverse, adică să n-aibă ceva substanțe ca să ne trezim cu el, că cine știe ce îi se întâmplă și ne vedem naibii la știri ca băi, la 2 mai acolo, dacă mă înțelegi. De asta zic, o... Acum am înțeles. Deci dumneavoastră vreți să verificați. Păi de ce n-ați spus așa? Exact. Să rezolvăm. Puțin totuși să clarificăm ceva. Până la urmă, de care vreți? De urs, de iepure, de dromader, de... Măi. Adun ceva, un mic, un melanj așa de toate animalele, mă. Dacă mă înțelegi, adică să fie ceva... A scăpat nenorocitul. Da, lasă că l-al cupra nu bești. De ce voiam să spun? Să nu crezi nimic din ce spune Mateescu despre creanga, pentru că sunt numai tâmpenii, numai minciuni sfruntate. M-am prins, mă. A încercat și el. Na, se visează cu mine. Normal. Ia, trezește-l tu la realitate. Mulțumesc. Ia niște gheață. Băi, Mateescu! Pau! Ce are ăsta? O fi mort. E viu. Nu știu ce am de făcut. Atachii! Atachii! Codroși un atacă! Săriți! Ce s-a întâmplat, mă? A fost puțin inconștient. De fapt, puțin mai mult inconștient, pentru că ai vrut să-i spui Emei despre Hasan și Creanga, ca să declanșezi jihadul, știi? Și tu m-ai oprit, nu-i așa? Tu m-ai pognit, nemernicule! Mateescu, delirezi. Pare că încă nu ți-ai revenit. Dar vrei mai încolo. Până atunci, te sfătuiesc să nu mai insiști cu tâmpenia asta, pentru că s-ar putea a doua oară să nu-ți mai revii. Poți să o rezolv altfel. Planul B. Îl am și pe ăsta. Auzi, dar tu de ce nu ești pe front? Motive personale. Am platfus la piciorul drept și la piciorul stâng, cum se cheamă, monturi. De aia nu mă primesc ăștia în armată. Cred că am și planul ce. Încalți-te mai repede că mor. Remediu la impotență. Remediu la impotență... Horsepower. Ăsta zici că e aditiv de mașină. Nu e pentru mașină. Asta e ce trebuie. Nu e pentru cine crezi tu. Dar ce m-am visit ceva? Bine, ce vrei? Să mă ajuți într-o problemă amoroasă și te ajut și-o nata. Eu n-am nicio problemă. Da, știu, are... Nu e pentru cine crezi tu. Hai mă, nu te mai obosic, oricum mi-a spus personal. Pupăză, minți. Mint? Racheta balistică spune ceva? Așa. Fii atentă. Dacă mă ajuți, îți dau butonul roșu să activez racheta. Și fii atentă, că eu nu umblu cu geluri, cu pastile, cu din astea. Eu am ceva 100% natural, ca să nu râd ăștia din staff. Și de unde știu eu, mă rog, că remediul tău o să aibă succes? Pii cum, l-am verificat. Și ce are efect la maidanezii de 20 de ani, crezi că are efect și la ăia de 50+? L-am verificat fix pe președintele tău. În 2 secunde avea racheta gata de lansare. Păi vreau, dă-mi butonul! Da, ți-l dau. Dacă îl desparți, pe Igor de Crenguță. Igor s-a cuplat cu Creanga? Din păcate, da. Mă rog, tu nu trebuie decât să sari în brațele lui Igor când apare Crenguța, el o să pară un obsedat din ăla care reîncălzește ciorbele vechi și cam atât. Dacă mă ajuți, îți dau butonul 100%. Și ce o să mai fac eu cu butonul, tântălăule? Că dacă află Pupăză că i-am fost infidelă cu Igor, își mută balistica de pe frontul meu și ce să vezi? Eu nu mai am ce lansa. Da, mă, da, ai tu grijă să nu afle. Nu ești tu fată deșteaptă? Oh. Nu ești tu prima doamnă? Oh. Păi, și oricum, dacă n-ai butonul roșu, nu faci nimic. Deci, nu mai bine riși și câștigi? Ba, da. Așa zic și eu. Și dacă nu intră rachetul, mă, și intră Alcariva. Ba, o să intre chiar rachetul, că nu degeaba sunt celebrul comisar Mateescu, mirobolantul, superbul, imprevizibilul comisar Mateescu, pentru că-mi iese tot ce instrumentez. Dar acum trebuie să-i fac o probă. Hai să mă ajuți. Bă, nu sunt prostul. Bă, tu crezi că s-a întâlnit mirobolantul cu prost... cu chiorete?
Mă, să deschizi ușa, nu să intri. Asta am zis ajutor. Să văd dacă se declanșează. Bine, mă, să zicem că facem treaba asta, dar nu știu ce folos îți aduce, mă, dacă tu nu vezi și efectul. Adică dacă chiar ai lăsat lațul de turba? Da. Magicul comisar Mateescu a rămas paf. Ai dreptate. Ne trebuie un cobai. Aha. Fu și cheamă-l pe Mârlanu, că trebuie să plătească și el. Că el mi-a adus pe cap și pe Igor și pe Hasan. Un rachet și un mercenar. Nu vrei să-ți bagi covoarele? Bă, porcule, păi tu cu mine spui, du-te! Vă rog frumos, maestre! Cu asta încep. Nu-mi ordon mie, că nu sunt capra ta, boule! Dar cum se face de a râzi mai bine acum decât atunci când erai cu mine? Am urmat o dietă keto pe care mi-a recomandat-o Mateescu. Eu îl țin de mulți ani de zile și la el a avut rezultate extraordinare. Adică... Stai numai un pic. Da. Vezi că vine Crenguța. Mi-a murit pisica. Dar de când ai pisică? Nu mai știu pe Viviana mică. Nu, nici cum pot, că n-am văzut-o. Liniștește-te, te rog. Liniștește-te. Tocmai acum să moară. Crenguțo, gând la gând cu bucurie, să-l cauți tu, te rog, pe Radu și să veniți la mine în birou, da? Și da. Și să-l pui ca să mai facă și el curățenie. Hai mă, Crenguțo, ce bărbat ești tu? Pune la treabă. Da, să trăiți, gata, mă trăiesc. Prezidente, să știți că nu este ceea ce pare. Vrea să vă facă gelos, asta tot, eu n-am nicio treabă. Exact. Nu vreau să vă fac gelos, mie... Doar mi s-a făcut rău, am leșinat și el mă resuscita. Nici măcar, ia... Ia, gata cu toate explicațiile astea, că mă ține unii de cap. Barbaro, ia du-te și lasă-ne un pic singuri. Vă rog să mă credeți încă o dată, că n-am absolut nici cea mai mică treabă. Nu greșit, rachetele. Chiar trebuie să ai că cineva trebuie să o liniștească hormonal și pe sandibela asta. Mă rog, eu nu mai pot. Păi, vestea bună este că o să puteți. V-am adus cei ce-am vorbit. Stai să nu ne vadă cineva. Păi, hai, luați-o mai repede ca să nu fie probe incriminatorii. Oh, de când... E mai movulie așa, nu e alb? Da, păi n-ați spus că vreți un melanj de toate animalele. Ah, se aud. Exact. Da. Hai că parcă funcționează. Dă-mi butonul roșu că eu mi-am făcut treaba, hai. Da, ți-l dau. Dar vezi că v-a surprins pupăză. Nu cream că acum am vorbit noi. Da, dar pentru asta ar trebui să-mi dai două butoane roșii. Unul pentru problemuță și al doilea ca să-i anulez supărarea că m-a văzut în brațele lui Igor. Zic cum activez balistica aia odată. Ia fi atentă. Cu Melanie. Da? Am auzit-o său cu Melanie. Da? Bă, băiatule! Păi dacă o aduc pe aia aici, tu crezi că mai are loc pentru mine? Păi dar nu o aduce aici, arăți o poză și faci așa balistica. Jură-te! Mă jur să n-am parte de creangă, pe ce sunt prost să te mint? Da! Și oricum asta pică, pentru că nu ai parte de creangă. Ce femeie normală la cap a renunțat la o piesă ca Igor pentru unul ca tine? Fii atent! Dacă vrei să te cred... Și ca să nu te fac mai urât decât ești, mie înjur pe bani, că știu că aia sunt viața ta. Jur pe bani? Da? Uh-huh. Ai tu bani? Aveam. Păi aveai. Dar de unde ai tu bani? Din combinați. O mâncă la mama pe el. Barbara? No, Mr. President, it's me, Melanie. How is the ballistic? Chiar funcționează? Hai! Hai! Președinte, Coco!
Ședinte! Ce mi-ai făcut, idiotule? Dar nu era pentru pupăză, era pentru altcineva. Nu vrea să vină. Halt! Ce-ai făcut, mirobolantule? Când parcă ziceai că tu n-ai cum să dai greși în vecii vecilor. Vă omor! Fugi! Vă omor! Fugi! Fugi! Vin imediat, șeful, vă fac eu bine. Au! Au! Au, au, au! Din nou! De câte ori? Până când se trezește pupăză din leșin. Păi mă doare. Da, și pe mine, încă de durerea ta. Hai mă, mișcă! Sau cumva vrei să-i spun lui pupăză? Cine i-a stricat partida romantică cu subsemnata, a? Hai da! Și mătăluță, fii atent. Dacă cumva dai și tu la fel de încet în el, la fel cum face el, s-ar putea să iei locul. Poți să te bazezi pe mine. Ia de Matiescule puțin cărămida. Urmăriți? Pe mine, mă, și pe mine, de ce nu m-a anunțat? Că sunt vorba aia, dicta mai... Prostăvanu, exact aia nu te-a anunțat. Te-ai prins, este? Lume, doi, eu bag deghizată milițean. Ia zi, mă, și ce conține coletul? Abar n-am zis că e top secret. E top secret, top secret, dar ce scrie pe el? Top secret. Ce le trebuie și ce răspunde, poftim. Bă, până la urmă, tot ce mi-au spus e că trebuie să avem grijă când descărcăm coletul, că înăuntru se află ceva ce ar putea pune capăt războiului din Ucraina. Sticle de vodka. Ce ar putea să fie într-o cutie ca să-i determine pe ruși să capituleze? Două baxuri de vodka! Altceva nu v-au spus? Nu, nu. Ah, doar că trebuie să-l ținem până la summit, într-un loc răcoros și întunecos. Exact, mă, asta e vorba despre vodka, ca aia să țin la pivniță, la rechi. Apropo, unde voi soția? Dar chiar unde-i doamna Emma? Nu trebuia ea să gătească sau te neglijează? Sau v-ați certat? Nu, nici una, nici alta. Iar... E la ședința de guvern cu domn președinte. E la spital. V-ați certat și ți-a scăpat mâna? Ador violența? E la spital, că a ars un spital. E la fața locului. A, Crânguța, unde e Eva? Abar n-am, cred că se arde. Ce dracu ar fi ăștia? Ia să vedem aici. Că, șeful, să știți că nu vreau să mă simțesc vinovată de distrugerea Rusiei, cum nu cred că vreți să mă simțiți nici dumneavoastră. Dar de ce stai tu vinovat, bă, ce ești la ghi? Păi cine faci tu, gay, tătălăule? Păi nu vezi că ești prost, bă, Enola Gay a fost avionul care a lansat bomba nucleară la Hiroshima și la Nagasaki, bă, deșteptule. Bă, bălții, am citit filmul, știu? Nu s-a și atât tântălău ca tine. Șeful, e o problemă reală. Dacă rușii află că noi avem ciupearca aia nucleară, pacilea, și vor să ne-o distrugă, ce se întâmplă? Băi, ieșiți repede afară, că au venit americanii să ridice coletul! Atenție! Dumneavoastră sunteți domnul președinte! Unde sunt? Dumneavoastră sunteți, vin să mă pup! Nu! Pleacă, pătețule, pleacă! Doamne, stați liniștit, nu vine niciun american, l-am glumit! Ați crezut că se magica asta de înăuntru! Dumneavoastră, continuați, să aveți spor! Fir întins! Ce să mai continui, mă, Matescule, că... mi-a trecut, gata! Da, sperietura, Matescule! Ce să mai, gata? Ce-ai râs mai bine acum decât înainte, când erai cu mine? Am ținut o dietă ketogenică pe care mi-a dat-o Matescu. Pe el am înțeles că urmează câțiva ani și a văzut ce bine arată și am respectat-o cu strictețe.
Ce mă, Gicule, îți place? Gicule, Gicule. E bună asta, mai zic. Hai, încă dată. Facem tot pasta? Oh! Matescu? Domnul președinte, reveniți-vă, cucu! Nu pe Diana, că domnul pe Diana. Nu pe Diana, cucu, era înainte, se ridică ca în păza. Nu. Nu. Așa e la tine, te mănânc ca tot. Asta ți-e vă fără. Ia dă-mă, Matiescule, să facem o exemplificare. Urmăriți? Da, prost ești. Am dat pe lângă acest. Mai dă unul. Mai dă unul acest. Program disponibil pe primaplay.ro.